Iași un bărbat cu o afecțiune rară, hemofilie, o problemă genetică din cauza căreia sângele nu se coagulează, a fost operat la Șolt. Intervenția fără precedent s-a realizat la Spitalul Sfântul Spiridon. Medicii au reușit să monteze proteza de șold, iar acum pacientul se pregătește să plece acasă. Operația a costat peste 300.000 de euro și a fost decontată de stat. Dr. Paul Sârbu este medic primar al ortopediei Spitalului Spiridon. Este operație în premieră pentru că pacientul are hibe mari privind coagularea și trebuie să